După ce în trecut Caracalul a fost pus pe harta orașelor nesigure, actuala administrație face pași mari pentru a șterge acest lucru. În ultima perioadă au fost achiziționate noi camere de supraveghere video pentru ca cetățenii să fie în siguranță pe străzi. Municipalitatea a extins suprafața supravegheată video din oraș, astfel că mai multe zone sunt în acest moment în siguranță. Pe siguranța cetățeanului pot să vă spun că în afară de cele 45 de camere, așa cum am promis și în campania electorală, am mai pus pe aceeași stâlpi, dar în alte direcții, încă 40 de camere, le-am cumpărat, le-am montat, sunt montate, astăzi sunt, în Caracal sunt 85 de camere care vizualizează perimetrul din oraș. Potrivit edilului Ion Doldure, acest sistem de supraveghere va fi extins în continuare, astfel încât în anul acesta să fie monitorizate video mai multe zone din oraș. În acest moment sunt sub supraveghere video toate instituțiile de învățământ și zonele aglomerate. Sunt insuficiente. Probabil că în anul viitor, deja o să prevedem pentru investiții, cel puțin încă 60-70 de camere. Eu aș vrea 200, să ajungem la 200 de camere în anul următor și celălalt. În așa fel încât să nu avem în oraș perimetru nevizualizat de camere. Primele camere au fost instalate în 2018 după tragedia care a marcat întreaga țară. Valoarea lor a fost de aproximativ 525.000 de lei. Totodată, municipalitatea a încheiat un protocol de colaborare cu poliția din oraș, iar monitorizarea camerelor este făcută direct de către oamenii legii.